sfatul cântărește aproximativ 1500 de grame și măsoară 42 de centimetri, ocupând mult spațiu în uterul tău. Tu iei în greutate aproximativ 500 de grame săptămânal și jumătate dintre ele se duc direct la făt. De fapt, în următoarele 7 săptămâni, el va acumula cam o treime sau o jumătate din greutatea totală pe care o va avea la naștere. Acum are unghiuțe la degetele de la mâini și de la picioare și păr adevărat, sau cel puțin puf adevărat. Pielea devine mai netedă și mai catifelată pe măsură ce acumulează grăsime. Săptămâna 32 de sarcină a sosit. Bebelușul tău încă nu este poziționat pentru naștere, dar se va mișca în continuare și în perioada următoare. Deși a crescut, încă are destul loc de mișcare în interiorul uterului și profită de spațiul rămas liber pentru a se întinde. Cu siguranță simți acele momente din plin. Simptomele sarcinii sunt mai dificil de suportat începând cu această săptămână, însă eforturile tale merită. Bebelușul tău este dezvoltat și abia așteaptă să cunoască lumea din afara uterului, dar mai ales să-și vadă părinții pentru prima oară. Bebelușul a ajuns aproape de înălțimea maximă în a 32-a săptămână de sarcină. În perioada următoare va acumula mai multă grăsime în stratul adiacent pielii și oasele se vor întări. La doar 38-42 de centimetri și de o greutate de 1,5 kg, bebelușul își va face simțită prezența. Mișcările lui creează deja valuri sub pielea ta subțire și poți observa cu ușurință un călcâi sau o palmă evidențiate în relief. Creierul copilului se dezvoltă în această săptămână, bebelușul clipește mai des și poate să simtă chiar și diferențele de temperatură. Pielea bebelușului are o culoare rozalie și nu mai este transparentă. Se pot observa riduri în palma sau în dreptul încheieturilor. Pe lângă straturile de grăsime în formare, mușchii vor începe să se maturizeze și să se mărească în volum. Oasele sunt încă fragile, dar urmează să se întărească în următoarele săptămâni de sarcină. Cantitatea de lichid amniotic scade treptat începând cu această săptămână, dar sacul amniotic rămâne flexibil în continuare. Toate simțurile sunt perfect funcționale. Vede, aude, simte gustul lichidului amniotic, iar simțul tactil este prezent. Irisul devine capabil să reacționeze reflex la lumină, sistemul lacrimar este funcțional, iar privirea a învățat deja să se focalizeze. Oasele sunt moi, dar se osifică rapid prin acumularea de calciu și fosfor. Procesul va continua vertiginos, mai ales după naștere, în primele luni de viață. Cea mai mare parte din timp, bebe doarme, motiv pentru care mișcările copilului devin tot mai rare. O altă cauză este diminuarea spațiului din uter. La această vârstă gestațională sunt normale cel puțin 10 mișcări în 2 ore. Un ritm mai redus, deși nu înseamnă neapărat o problemă, trebuie anunțat medicului. Organele bebelușului continuă să se maturizeze și elimină apa prin vezica urinară, un exercițiu bun pentru procesul urinării de după naștere. Cu siguranță că uneori vă întrebați ce face oare bebelușul. Scanarea creierului fătului a pus în evidență faptul că acesta are perioade în care visează în timpul somnului, în jurul celei de-a 8-a luni. Un bebeluș care se naște acum are șanse foarte mari de supraviețuire, dar sub îngrijire medicală va trebui incubat pentru că nu are suficient țesut adipos, adică grăsime, care să-i țină de cald. În săptămâna 32 de sarcină și, ca multe alte femei, încep deja să simți ușoare contracții, ceea ce este normal pentru că organismul tău face repetiții pentru momentul travaliului și nașterii. Din săptămâna 32 de sarcină poți începe să vorbești cu cei dragi sau cu partenerul despre ceea ce se va întâmpla atunci când veți intra în travaliuri, pentru că da, veți intra amândoi, chiar dacă în feluri diferite. Mai mult, să știi că aceste discuții vor pot pregăti mental pentru ceea ce va urma. Nivelul de estrogen este în creștere în săptămâna 32 de sarcină și asta îți face corpul mai sensibil la oxitocină, care este hormonul responsabil cu provocarea contracțiilor. Cele mai frecvente simptome ale sarcinii pe care le resimt mai toate femeile în această perioadă sunt greutatea în respirație, durerile de spate, constipația, lipsa de energie, crampele la picioare, insomnia, schimbările de dispoziție, mărirea sânilor, sângerările gingivale, contracțiile uterine, secrețiile vaginale, sângerările nazale, vergeturile, urinările frecvente, varicele, hemoroizii, arsurile gastrice și indigestiile.
dar trebuie să fii pozitivă și să te gândești la bebelușul tău. Cantitatea de sânge actual a crescut cu până la 50% față de cea de dinainte de sarcină, ceea ce este foarte important, deoarece în momentul nașterii vei pierde o bună parte din acest sânge. Tot în săptămâna 32 de sarcină, ar fi cel mai bine să începi să citești și să te documentezi despre travaliu și metodele de a trece mai ușor de naștere. Este bine să citești despre primele semne ale travaliului. De altfel, corpul tău s-ar putea să treacă deja prin perioade mai mult sau mai puțin frecvente de contracții. Ele pot fi mai slabe sau mai puternice ca și intensitate și este chiar posibil ca unele femei nici să nu le simtă. În această săptămână, înălțimea fundului uterin, distanța de la pelvis până la capătul uterului, ar trebui să fie între 30 și 34 de centimetri, astfel că putem vorbi despre o burtică destul de mare. Totodată, între săptămâna 32 și 34 de sarcină, bebelușul va coborî de unde este, adică aproape de coaste, până aproape de pelvis. Această schimbare fiind cunoscută de momentul în care se lasă burta. De la această mișcare și până la naștere, bebelușul va sta cu capul în jos. Important de știut este însă faptul că nu toți bebelușii coboară în această perioadă, unii făcând acest lucru abia atunci când începe travaliul. Aproximativ un sfert dintre bebeluși sunt întorși cu capul în jos până în această săptămână, iar până în săptămâna 38, mai puțin de 5% mai rămâne întorși. Pentru mamele de gemeni, săptămâna 32 ar putea fi una destul de aproape de naștere, având în vedere faptul că la sarcinile gemelare, atingerea termenului se face în medie la 37 de săptămâni. Pentru a face față necesităților tale și ale bebelușului tău, volumul sângelui a crescut cu 40 sau 50% de când ai rămas însărcinată. Uterul apasă aproape de diafragmă și îți înghesuie stomacul. Din această cauză poți să ai probleme cu respirația sau cu inima. Pentru a ameliora disconfortul, încearcă să dormi ridicată pe perne și să mănânci porții mai mici de mâncare, dar mai des. Contracțiile Braxton Hicks sunt mai dese, la fel ca și arsurile la stomac. În plus, areolele devin mai închise la culoare. Nimeni nu știe exact de ce, dar una dintre teorii arată că acest lucru se întâmplă pentru că bebelușul se le vadă mai ușor atunci când suge. Sânii ar putea începe să producă deja colostru, ceea ce înseamnă că există posibilitatea să ai ceva scurgeri la nivelul mameloanelor. De asemenea, în ceea ce privește secrețiile vaginale, fii atentă la ceea ce ar putea fi dopul gelatinos, o substanță groasă, cleioasă, uneori cu sânge, care este eliminată cu câteva zile înainte de travaliu sau chiar și cu câteva ore. Dacă îl observi, sună-ți medicul.